Bună, dragii mei, sunt Cotrina Oana și astăzi aș vrea să vorbesc cu voi despre un subiect care mie mi se pare extraordinar de important și anume acela de a fi empat în aceste timpuri, cum ne descurcăm, ce înseamnă să fii un empat în această energie, în această nouă energie. Și câteva, aș vrea să vă dau la sfârșit câteva metode prin care să puteți trece prin aceste perioade de energie puternică și intensă și nu doar să vă descurcați ca empați, ci să vă bucurați de darurile pe care le aveți. De mult vreau să fac acest video și să împărtășesc cu voi mai multe lucruri, însă am hotărât brusc astăzi că voi face acest video pentru că este a nu știu câta oară în care dau peste niște videouri a unor oameni spirituali foarte cunoscuți și care vorbesc despre a fi empat într-o veche energie, vorbesc despre empați ca despre oameni care sunt ca un burete, care absorb energia ca un burete și care au o problemă în a stabili granițe cu ceilalți și descriu de fapt empații ca oameni care au un dar care de fapt este pentru ei un blestem. Am văzut ultimul video a cuiva foarte cunoscut în România și foarte apreciat și pe care și eu îl apreciez și am rămas uimită încă pentru că spune despre empați că de fapt da, sunt ca niște bureți care atrag toată energia negativă și ce să facă. Deci în acest video pe care eu l-am ascultat se descria ce pot metode prin care empații pot să-și curețe chakrele pentru că prin chakrele lor atrag această energie negativă și de aceea se simt foarte rău și se simt secătuiți de energie. Și atunci eu am venit și vă întreb, ok, și eu când mă simt secătuită de energie, dacă este așa, vin și încep să îmi curăț chakrele, cum? Că eu de fapt sunt leșinată. Și aici vorbesc pentru, din punctul de vedere al tuturor celor care sunt empați și care clar au trecut prin asta sau sunt în acest stadiu în care într-adevăr poți absorbi această energie negativă, dar există și alte metode de a nu absorbi, despre care o să vă vorbesc îndată. De aceea am hotărât să fac acest video astăzi și nu numai din această cauză. Urmăresc foarte mulți doctori americani, psihologi foarte cunoscuți, care la fel vorbesc despre empați ca despre niște ființe extraordinar de fragile, care nu știu să impună limite și care absorb energiile negative și n-au ce să facă din acest punct de vedere. Și vreau să începem să lucrăm și acum să vă explic. În primul rând, în acest video o să vă dau exact niște definiții despre niște definiții vechi despre ce înseamnă un empat. Mi-am făcut aici o listă pentru voi despre ce înseamnă să fii un empat, ce este un empat și ce înseamnă să fii empat, diferența dintre sentimentul de empatie și a fi un empat, descrierea empaților în general și vreau astăzi împreună cu voi să pur și simplu să desființăm niște mituri legate de empați și să începem să-i privim așa cum sunt ei de fapt. Fac acest video și pentru că toată viața mea fiind un empat, începând de la părinții mei care erau medici și care tot timpul îmi spuneau, nu, tu nu ești în stare, tu nu poți să faci pentru că ești prea sensibilă și am suferit enorm de mult din această cauză, este o formă de a-ți lua puterea
și nu vreau sub nicio formă ca cei care mă ascultă, și pentru că sunt convinsă că 90% din voi, cei care mă ascultați, sunteți empați, nu mai vreau sub nicio formă să vă las să treceți prin ce am trecut eu. Deci, primul lucru, ce este un empat? În vechea definiție, un empat este cineva care absoarbe ca un burete energia altora, energia negativă a altora, pentru că au probleme cu granițele, au probleme cu a impune granițele și în relațiile cu ceilalți, și pentru că sunt extraordinar de fragili. Eu vin și vă spun definiția mea și o să vă explic în continuare ce pot face empații și cine sunt de fapt empații. Definiția mea și definiția empaților în aceste timpuri, din punctul meu de vedere, este că empații sunt persoane cu daruri de la Dumnezeu și cu capacități foarte mari în detectarea, citirea și procesarea energiilor din jurul lor. Și este foarte adevărat, empații au aceste daruri, dar foarte adevărat este și faptul că sunt copleșiți de aceste energii și în prima fază a lor, fie că vin dintr-o copilărie în care părinții n-au fost empați și nu i-au înțeles, și atunci undeva au fost lipsiți de putere, li s-a luat puterea și li s-a implementat această credință că ei de fapt sunt persoane care sunt atât de sensitive încât nu pot naviga prin viață și ei trebuiesc undeva protejați și ținuți la un loc călduț, pentru că ei nu sunt în stare să navigheze prin această viață, ceea ce este absolut, absolut total greșit. Și dacă veniți din acea energie și din acea familie în care educația și părinții, neînțelegându-vă și nefiind de împați, v-au crescut cu aceste tipare mentale prin care v-au indus această lipsă de putere, este timpul să vă schimbați această putere și o să vă explic îndată și cum o veți putea face. Sau pur și simplu n-ați venit dintr-o familie în care vi s-a spus că voi nu puteți și că sunteți prea fragili, dar undeva ați absorbit energiile, le-ați simțit foarte mult și atunci undeva n-ați știut cum să lucrați cu aceste energii, cum să le înțelegeți și cum să vă împuterniciți și să faceți din aceste daruri o binecuvântare. Vreau acum, înainte de a vă explica ce putem face pentru a deveni pur și simplu împuterniciți și pentru a face din asta un dar minunat în această energie minunată în care trăim, vreau să dărâm acum câteva mituri. Am luat câteva fraze din diferite videouri pe care le-am ascultat și vreau una câte una să o comentăm. Una din ele este: empații sunt persoane extrem de sensibile care absorb energia negativă ca un burete. O altă abordarea empaților. Empații trebuie să fie atenți ca nu cumva să rămână fără energie. O altă abordare. Empații sunt adesea ținte pentru narcisiști și vampiri energetici. Și empații sunt de obicei persoane foarte, foarte introvertite. Sigur că începem de la primul
Și aici vin și vă spun, persoane empatice sunt persoane extrem de sensibile. Da, empatii sunt persoane extrem de sensibile, empatii sunt persoane a căror sistem nervos este foarte, foarte sensibil și aceasta se datorează darului pe care l-au. Câmpul lor electromagnetic, aura lor, este mult, mult, mult mai... cum să vă explic, are mult mai mulți pori, nu este densă, special pentru a capta energiile din jurul lor și energiile celorlalți. Deci, din acest punct de vedere, empații sunt sensibili, dar ei nu sunt fragili. Și aș vrea aici să vă gândiți la Isus. Isus era un empat și s-a născut empat. Prin tot ce a trecut el și faptul că a fost răstignit pe cruce, considerați că a fost un personaj fragil? Nu. Eu nu consider că a fost un personaj fragil și cred că este o teorie total deplasată și care nu mai corespunde timpurilor noastre. Empații, da, au un sistem nervos mult mai senzitiv, mult mai sensibil, datorită câmpului lor electromagnetic, deoarece energiile sunt transmise prin sistemul lor nervos și atunci ei trebuie să fie puțin altfel față de ceilalți, dar asta este un dar și nu este un blestem. Cea de-a doua informație, cea de-a doua frază. Empații trebuie să fie atenți ca să nu rămână fără energie. Total greșit. Voi rămâneți fără energie în condițiile în care plecați cu acele tipare mentale prin care simțiți energiile negative și spuneți, aoleo, aici nu mi-este bine, mi-este rău, ce mă fac, o să rămân fără energie. În momentul în care priviți totul din perspectiva unui empat care are o problemă și o lipsă de putere, acea lipsă de putere se va manifesta și în plan fizic și voi vă veți simți fără energie și fără putere. Și o să vă explic îndată, o să vă dau mai multe date. O altă frază care, de la care eu iau foc. Empații sunt ținte pentru narcisiști și vampiri energetici. Empații, ceea ce vreau eu să vă spun, dacă au contact cu un narcisist, este pentru faptul că au niște lecții de viață în urma cărora ei trebuie să-și ia puterea înapoi și au niște lucruri karmice de plătit. Deci dacă un empat se întâlnește cu un narcisist, un narcisist fiind acea persoană care în general își ia puterea și energia de la alții, dar asta este iarăși o formă care nu este sănătoasă și nu este ok și o să vorbim în alt video despre narcisiști și despre codependenți. Deci dacă un empat se întâlnește cu un narcisist și are probleme cu acest narcisist pentru că acesta el are o datorie karmică față de acest narcisist și în general este pentru că ei trebuie să-și ia puterea înapoi și să înțeleagă că puterea este la ei și nu în afara lor. Deci empații întâlnesc narcisiști și vampiri energetic ca o lecție, ca un profesor special pentru a învăța lecția de împuternicire. Asta nu se întâmplă în mod frecvent și nu se întâmplă empaților care acționează din punct de vedere al... acționează ca și cum sunt persoane fragile și nu au niciun control asupra energiilor și asupra mediului înconjurător. Și acum vin și
vreau să vă spun, diferența, cred că este foarte important să facem diferența între un empat și empatie, da? Sunt două diferențe foarte mari. Empatia este o capacitate, acea capacitate de a înțelege prin ceea ce trece cineva. Iar a fi empat este un om care are niște daruri și niște abilități formidabile, sunt daruri de la Dumnezeu prin care el simte bolile celorlalți, el simte durerile celorlalți, el simte trăirile celorlalți, ajutând astfel foarte mult în aceste timpuri la ascensiune, ajutându-i pe ceilalți să se cunoască pe ei mult mai bine, să-și cunoască trăirile, să-și cunoască bolile și să-și cunoască punctele slabe. Să vă dau un mic exemplu. Dacă vine cineva în fața mea care are, știu eu, să zicem, probleme de stomac, și în general cei care au probleme de stomac au probleme cu chakra puterii, da? Eu automat simt acea durere pe corpul meu fizic. Asta înseamnă a fi un empat. Eu simt acea durere pe corpul meu fizic și pot să o traduc și pot să-i spun celuilalt din fața mea de ce suferă și ce probleme are, da? Deci este o mare diferență între a fi empat și empatia în general ca sentiment. Și acum să vorbim în general despre empați. Există două categorii de empați. Acei empați care acționează și își conduc viața prin perspectiva lipsei de putere și prin faptul că consideră că energiile sunt mai puternice decât ei și ei nu pot face nimic, și atunci ei devin persoane introvertite, se ascund în mediul lor, au nevoie de foarte mult timp cu ei și au nevoie de foarte mult timp în singurătate ca să se încarce. Acesta este tipul empatului care, de fapt, tot ceea ce este în jurul lui îl copleșește. Îmi pare rău să vă spun, dar ani de zile. Până acum câțiva ani am fost și eu la fel, neînțelegând mare lucru. Dar există și un alt caz de empat, acel caz fericit, în care empatul este împuternicit. Și este împuternicit de ce? Pentru faptul că el alege să fie împuternicit. Deci este o mare diferență și am să vă dau acum niște exemple. În momentul în care eu pornesc cu ideea, de exemplu, că plec undeva unde, într-un mediu foarte aglomerat în care sunt energii foarte multe negative. În momentul în care eu mă gândesc de acasă și spun, Doamne, cum o să mă simt, ce o să fac, pentru că acolo sunt foarte multe energii negative, cred că vin acasă praf. Asta este perspectiva empatului care este lipsit de putere. Da? Eu, ca empat, am posibilitatea de a alege. De a alege de a fi fără putere sau de a intra în puterea mea și de a transforma energiile prin simpla mea intenție și prin darul cu care toți am fost, îl avem de la naștere, acel dar al conștiinței cristice. Deci eu pot fi împuternicit și acum vin și vă spun, eu intru, de exemplu, undeva unde energiile sunt foarte intense și nu sunt deloc ok. Eu am focul violet cu mine și în momentul în care intru, eu, prin intenția mea, declanșez focul violet și curăț acel spațiu și transform totul în lumină și iubire, iar energiile devin benefice atât pentru mine, cât și pentru cei din jurul meu și pentru cei care urmăresc. Acesta care mă urmăresc, acesta este un empat care deja acționează din perspectiva empatului care are puterea asupra vieții lui,
care poate modifica energiile și care știe că a venit pe acest pământ special pentru a lucra cu aceste energii. De asemenea, dacă merg într-un loc în care sunt energii foarte benefice și în care mi-este foarte bine și în care mă încarc, eu prin intenție aleg să devin un burete, să absorb acele energii și să plec acasă încărcată și cu o stare minunată, o stare de bine. Deci contează foarte mult voi ca empați ceea ce alegeți. Alegeți să acționați din acel punct al empatului și din acea perspectivă a empatului care nu are puterea asupra vieții și pe care energiile îl copleșesc, sau alegeți să acționați din acea perspectivă a empatului care are putere, care are focul violet, are conștiința cristică, știe ce înseamnă iubirea și iertarea și prin simpla intenție poate modifica tot ceea ce este în jurul lui și este negativ, în așa fel încât să se transforme în lumină și iubire. Este foarte important să știți asta și vreau să vă mai spun ceva. Faptul că voi ați venit cu aceste daruri, sunt daruri pe care sufletul vostru vi le-a dat în această viață, special pentru a contribui la ascensiune, special pentru a-i ajuta pe alții. Voi aveți acest dar de a simți energiile, în primul rând pentru voi. Pentru mine sunt extraordinar de benefice și încă o dată nu de mult am învățat asta. Eu știu exact că în funcție de cum mă simt astăzi, ceea ce urmează să fie pentru ceilalți din jurul meu este exact cum mă simt eu astăzi și atunci pot să fac previziuni pentru voi. Pot să vă spun că vine o perioadă în care o să aveți presiune pe inimă, o să vă simțiți chakra gâtului blocată și o să simțiți că n-aveți aer sau o să aveți dureri de picioare. Eu simt pe corpul meu fizic, dar nu traduc asta ca pe o lipsă de putere, ci este o binecuvântare divină, este un mod prin care sinele comunică cu mine, este un mod prin care am fost aleasă să aduc un... Aduc ceva în plus acestui proces de ascensiune și pentru a vă ajuta și pentru a vă înțelege mai bine stările, trăirile, bolile și experiențele de viață prin care ați trecut. În momentul în care vă veți prețui pe voi, vă veți lua puterea înapoi și veți ști că voi, ca și empați, puteți în jurul vostru să schimbați prin simpla intenție tot ceea ce este negativ și nu vă face bine, atunci viața voastră se va schimba fundamental și vă veți transforma imediat din așa zise victime, din așa zise oameni care suferă, în oameni care sunt dăruiți divin, în oameni în care sunt binecuvântați divin și în oameni care poate își schimbă menirea în a-i ajuta pe alții și a contribui la starea de bine a celorlalți. Deci voi pur și simplu puteți deveni din persoane slabe și influențate în persoane puternice care pot schimba lucruri. O mantră care pe mine m-a ajutat extraordinar de mult în toată această perioadă și care de fapt m-a ajutat și mi-a dat puterea înapoi a fost eu sunt puternică, nicio energie nu este mai puternică decât mine. Repetând această mantră de mai multe ori înainte de culcare, chakra voastră solară, a plexului solar se schimbă și modifică dimensiunile, devine o chakră de dimensiuni normale, puternice și vi se dă puterea înapoi. În multe videouri v-am explicat că nu este suficient doar să gândiți, este
foarte important să lucrăm și pe chakre și la foarte, foarte mulți empați, această chakra puterii a plexului solar este total diminuată pentru că ei pur și simplu nu se simt bine, nesimțindu-se bine, devin introvertiți și devin, fug pur și simplu de realitate, special ca să se protejeze și să se simtă mai bine. Deci aveți grijă cum gândiți și cum priviți lucrurile, începeți să fiți empați, împuterniciți și viața voastră vi se va schimba. Mai este ceva ce eu vreau să vă spun acum. Da, este foarte adevărat, în aceste energii foarte puternice, primii care simt și simt pe corpul fizic, pentru că ADN-ul nostru se schimbă, corpul nostru se schimbă și sunt foarte multe schimbări în corpul nostru. Primii care simt sunt empații. Nu-i ușor. Să nu credeți că e ușor, nu e ușor nici pentru mine, dar eu știu că ăsta e un dar, eu știu ce urmează și eu știu ce se întâmplă în corpul meu. Și mai mult decât atât, prin acest fel eu am învățat să-mi onorez corpul și să mă iubesc mai mult și să-mi onorez stările. Cum? Sunt zile, și pacienții mei știu asta, în care energia este extraordinar de puternică, în care se întâmplă modificări masive și în corpul meu și în care nu pot lucra și nu pot să fac decât să, pur și simplu, să stau, da? Uneori stau în meditație, alteori stau pur și simplu în pat și simt nevoia să fiu în pat pentru că nu am putere pentru mai mult. Dar nu consider asta o slăbiciune. E vorba de o zi sau maximum două, dacă este nevoie. Îmi anulez întâlnirile cu pacienții mei, onorez procesul prin care trec, știu că în următoarele zile veți trece și voi, deci pot să vă anunț ce se va întâmpla și dau corpului ceea ce are nevoie. Dacă are nevoie de 2 ore de odihnă sau dacă are nevoie de jumătate de zi sau uneori de mici pauze în care pur și simplu să nu mai mă gândesc la pacienți, să nu mă mai gândesc la spiritualitate și la ascensiune și să mă bucur de un film bun. Toate astea sunt lucruri care vă ajută să ieșiți din energia negativă și vă ajută să vă recuperați puterea. Cred că am spus cam tot ce am avut spus. Vreau încă o dată să subliniez că voi, cei care simțiți energiile, acesta este un dar de la Dumnezeu și folosiți-l ca atare. Asta vă ajută extrem de mult la ascensiune, vă ajută să vă cunoașteți corpul și să aveți încredere în ceea ce simțiți și pentru că suntem în energia feminină și mulți ani și multe întrupări de acum înainte vom fi în energia feminină, care este energie vindecătoare și care lucrează cu a simți și nu a face. Cred că este un dar minunat pe care este timpul să-l apreciați și să vă luați puterea înapoi. În speranța că am făcut lumină legat despre tot ceea ce înseamnă empați, trăirile lor și tot ceea ce se spune despre empați, vreau să aud mai multe lucruri despre voi, despre trăirile voastre, despre încercările voastre, despre ce să-mi povestiți, prin ce treceți în această nouă energie. Suntem o comunitate din ce în ce mai frumoasă și vă mulțumesc pentru sprijinul vostru și vă mulțumesc că existați și cred că este foarte important în aceste timpuri să ne povestim stările unora altora, unii altora și să
ne dăm sfaturi atunci când putem și atunci când am trecut prin niște situații similare. Încă o dată vă reamintesc, am schimbat foarte multe dintre serviciile mele. Cei care doriți să lucrați cu mine, aveți în descrierea fiecărui videoclip toate serviciile mele și tot ceea ce fac eu. Mă puteți găsi oricând, atât pe comentariile de pe YouTube, cât și pe adresa de mail aștarlessonslegat@gmail.com. Îmi puteți împărtăși prin comentarii tot ceea ce simțiți și credeți. Iar dacă vreți să lucrați cu mine, vă aștept cu mare drag. Să aveți o săptămână ușoară!